Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire de Gradul Zero, așa cum este și genericul emisiunii noastre. În episodul de astăzi vom descoperi o întâlnire miraculoasă pe care un tânăr a avut-o la doar 5 luni de la căsătorie, când a împlinit 24 de ani, o întâlnire în care Dumnezeu i-a oferit încă o dată șansa la viață. Dani Todor este invitatul meu. Bine ai venit, Dani! Bine v-am găsit! Dani are 3 copii, are o firmă de construcții, este în biserică implicat, cântă la saxofon, dacă nu știați, și are o poveste impresionantă. Du-ne puțin în spate, în tinerețea ta. La 24 de ani era să mori. Da, la vârsta de 24 de ani am fost întotdeauna implicat în biserică, în ceea ce însemna închinarea. Mi-a plăcut să cânt la instrument, cânt la saxofon. La 24 de ani, în luna august, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție, neștiind că câteva luni mai târziu, plecând într-o misiune, la câțiva kilometri de Timișoara, fiind invitat împreună cu tinerii din biserică, Dumnezeu avea în vedere să realizeze un plan în care să-și arate măreția și slava. Așa zice acum, însă atunci a fost o adevărată tragedie. O adevărată tragedie. În primele momente n-am știut ce se întâmplă. Ca și om am pus întrebări de ce, fiind în lucrarea lui Dumnezeu. Dar planul lui Dumnezeu noi ca și oameni nu-l cunoaștem. Cu siguranță. Povestește-ne concret ce s-a întâmplat. Ai plecat împreună cu un grup de tineri să cânți într-un sat. Am plecat cu un grup de tineri într-un sat ca să cântăm, într-un cămin cultural, de fapt. Acolo când am ajuns, m-am angajat să traversez un drum, drumul principal din sat. M-am asigurat, cum este normal, în dreapta și în stânga. Era trecere de pietoni? Era trecere de pietoni acolo. Oamenii veneau foarte, foarte mulți, având în vedere că era o manifestare religioasă. M-am angajat să traversez acel drum. Când eram la aproximativ un metru să ajung pe partea cealaltă a acelui drum, m-am trezit, izbit foarte puternic din partea dreaptă de o mașină. Omul acesta era sub influența alcoolului. Viteza lui a fost destul de mare. Oamenii de acolo au văzut și au estimat undeva la 70-80 de kilometri pe oră. Impactul acesta a fost foarte, foarte puternic. Doar pe tine te-a lovit? Ai eu spus că erau mai mulți oameni acolo. Eu am fost primul din acești tineri, eram primul. Am fost lovit de această mașină, aruncat la câțiva metri înălțime. La pieptul meu aveam instrumentul, saxofonul, care s-a desprins, a zburat în aer și era parcat o mașină a poliției care efectua anumite manevre acolo, a spart gerofarurile de la acea mașină de poliție, ca un aspect și să se vadă măreția lui Dumnezeu. Instrumentul acesta este foarte puternic. El s-a încovoiat de la acest impact. Despre mine aici începe... Erai conștient atunci? Eram conștient, da. Ai știut ce ți se întâmplă? Am știut ce s-a întâmplat. Aici începe tabloul sau încercarea prin care Dumnezeu a hotărât ca să trec. Lovitura a fost atât de puternică și impactul a fost atât de puternic încât am fost aruncat câțiva metri în sus. Am fost aruncat și am plonjat, dacă pot să spun așa, într-o altă mașină parcată pe partea dreaptă. Am spart parbrizul din spate de la acea mașină și am căzut undeva jos la bancheta din spate a pasagerilor din spate de la cea de-a doua mașină. Incredibil. A fost o lovitură foarte puternică. A fost o lovitură foarte puternică. În prima fază, când am fost izbit, mi-am dat seama de ceea ce s-a întâmplat, doar că în câteva secunde a dispărut lumina. S-a rupt filmul. S-a rupt filmul. S-a întunecat, n-am mai văzut nimic. Mai mult decât atât, a încetat și auzul, și vederea,
și respirația. Dar a rămas ceva foarte important. În tot acest scurt timp, în mine, în sufletul meu, a rămas o pace cum mai Dumnezeu poate să-ți dea. Și aceasta era pacea pe care mi-o dădea Dumnezeu prin faptul că sunt copilul lui. Și chiar dacă trebuie să trec din lumea aceasta, am avut acea pace și acea liniște că mă întâlnesc de fapt cu Dumnezeu. Te-ai gândit că mori atunci? M-am gândit că mor, da. Am avut secundele acelea în care am zis, aștept să trec dincolo. Văzând că nu mai se întâmplă nimica, văzând că nu mai văd, nu mai reacționez, erau câteva momente în care am așteptat efectiv să se deschidă cerul și să fiu primit. Ți-a fost teamă? Nu. Vreau să accentez lucrul acesta deloc. Deloc. Teama n-a cuprins sufletul meu pentru că rămâne pacea pe care ți-o dă Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să treci din lumea aceasta, întotdeauna în gândul meu am avut ceea ce spune Psalmul 23, binecunoscutul Psalm. David spune acolo, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Dumnezeu este cu mine. Gândul acesta întotdeauna l-am avut în sufletul meu și pacea aceasta m-a cuprins întotdeauna și mai ales în momentele acelea. A fost un moment în care te-ai gândit la soția ta, erai proaspăt căsătorit sau da, la cineva drag? Sincer, nu m-am mai gândit la nimic. A fost sincer, prea scurt. A fost prea scurt și am spus, Doamne, dacă trebuie să te văd, pentru mine e o bucurie. Dar continui spunându-vă că Dumnezeu a avut un alt plan. A avut un plan în care să-și arate măreția și slava, în care să se vadă că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu suveran, planurile Lui sunt neștiute de noi, doar trebuie să le acceptăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. N-aș vrea să mai continui în detalii. Vreau să vă spun că în urma acestei lovituri amândouă picioare mi-au fost rupte. Băieții și frații care au venit să mă scoată din cea de-a doua mașină. Ce au zis martorii? Se așteptau să fii mort după așa un impact? Un aspect foarte important care l-am trăit atunci a fost stăteam întins pe bancheta din spate și mi-am revenit și vedeam cum oameni veneau și se uitau la mine. Eu eram cu ochii deschiși, eram conștient și toți spuneau același lucru. Lăsați-l, a murit. Și eu deja îi vedeam, îi auzeam și toți care se uitau la mine spuneau același lucru. De ce? Păreai mort. Păream mort. Sau nu puteau concepe după așa un impact că tu puteai să fii încă... Probabil și așa. În viață. Dar am fost foarte surprins să văd că fiecare spune același lucru. Lăsați-l, a murit. Incredibil. Amândouă picioare mi-au fost rupte. Piciorul stâng, la ruptură, au ieșit oasele afară. Fractură deschisă. Fractură deschisă. Brațul acesta drept a fost și el de asemenea rupt. Degetul mare de la mâna stângă, rupt. Acesta a fost tabloul încercării în care Dumnezeu a îngăduit ca să trec. Vreau să vă spun că îmi face foarte mare plăcere să vorbesc despre minunile lui Dumnezeu. Pentru că în încercare, Dumnezeu își arată măreția și slava. Am ajuns ambulanța la fața locului, m-a preluat. Aveai dureri sau încă nu simțeai nimic? Încă nu începuse durerile. Era în stare de șoc. Eram în stare de șoc încă. A venit ambulanța, am trecut prin 3 spitale din Timișoara în care spunea că sunt destul de grav. În cele din urmă am ajuns într-un spital din Timișoara în care îmi spunea de urgență va trebui să fie operat, pentru că dacă se întârzie operația, s-ar putea să nu mai pășesc niciodată, să merg, s-ar putea niciodată să nu mai folosesc mâna stângă sau degetul de la mâna stângă și mâna dreaptă. Atunci am spus, Doamne, m-am gândit la familie, m-am gândit că sunt căsătorit de 5 luni și n-aș vrea să rămân cu un handicap. Dar ce m-a măcinat cel mai mult, am spus, Doamne, instrumentul care Tu mi l-ai dat ca să cânt și să te laud pe Tine, am nevoie de toate cele 10 degete. Dacă unul mi-ar fi afectat, n-aș putea să mai cânt. N-aș putea să te mai laud. Și aceasta m-a măcinat pentru că Dumnezeu m-a chemat din copilărie
din copilărie am cântat în corul de copii, în adolescență am fost membru într-un grup de misiune. Întotdeauna inima mea a bătut pentru Dumnezeu și pentru lauda Lui. Și pentru mine asta m-a măcinat foarte mult. Să nu pot să-L mai laud pe Dumnezeu dintr-un instrument, a fost pentru mine foarte greu să accept lucrul acesta. Și m-am rugat și am zis, Doamne, fă Tu ceva ca să pot să continui să Te laud pe Tine. Dani, trecusești printr-o experiență în care nu știai sigur dacă mai trăiești sau nu. Mai mult, picioarele ți fuseseră rupte și dacă nu ai fi fost operat, exista riscul să nu mai poți merge niciodată. Erai proaspăt căsătorit, soția ta se căsătorise cu un băiat tânăr frumos, în putere, muncitor. Iată acum exista posibilitatea ca acest tânăr să devină total dependent de ajutorul ei și incapabil nu numai să muncească, dar și să se deplaseze. Iar ție îți păsa să ai degetele întregi ca să poți să cânti mai departe la saxofon. Cum explici lucrul acesta? Când trăiești pentru Dumnezeu, Dumnezeu e pe primul loc. Vreau să vă spun că îmi iubesc foarte mult familia, îmi iubesc foarte mult soția, dar pentru mine Dumnezeu este primul loc în viață. Dacă n-aș mai putea să mai îl laud pe Dumnezeu, ar fi cea mai mare pierdere pentru mine. Dacă n-aș putea să-L mai slujesc, pentru mine e cea mai mare pierdere pe care aș putea să o am în viața aceasta. Mi-am dat seama că atunci când Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare, ca să ajungi undeva, Dumnezeu te trece prin anumite situații critice, limită, în care Dumnezeu vrea să îți arate măreția și slava. Prin experiența aceasta am înțeles că Dumnezeu are în vedere. În prima fază, ca și om, te gândești cu ce ai greșit. Și de ce eu? De ce eu? Uite, eram într-o conjunctură, totuși, mergeam în lucrarea ta. Te slujeam pe tine. Dar Dumnezeu avea în vedere ridicarea mea spirituală și mai cu seamă credința în Dumnezeu. Slujind în biserica în care eram de mic copil, 24 de ani, m-am rugat, dar n-am avut niciodată o experiență palpabilă, doar ascultam că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care vindecă, dar n-am avut parte niciodată ca Dumnezeu să se atingă de mine în mod miraculos. În experiența aceasta, după auzul doctorului care mi-a spus că dacă nu o să fiu operat, voi risca să nu mai merg niciodată, m-am întristat și am zis, Doamne, e rolul Tău acum, Tu trebuie să faci ceva. M-am rugat și Dumnezeu a dat biruință. Asta a fost la câteva ore după accident, așa este? La câteva ore după accident, da. Dumnezeu a dat biruință, au fost necesare tije în care să fie puse pe lângă os, să se poate reface cât mai repede oasele. Dumnezeu a găsit resurse, a găsit totul foarte, foarte bine stabilit de Dumnezeu ca toate lucrurile să iasă cât mai bine. Operațiile au început la picioare în prima fază, după aceea la mâini, Dumnezeu a dat biruință, le mărturiseam doctorilor că eu mă încredințez în mâna unui mare medic. Am recunoscut că ei sunt buni, dar mă încredințez într-un mare medic care este Dumnezeu. M-au felicitat pentru crezul meu, dar puternic mă încredeam în Dumnezeu că Dumnezeu va lucra. Operațiile au decurs bine, doar că în urma operațiilor de la picioare, durerea era foarte mare. Era o durere atât de mare încât la un moment dat, mi-aduc aminte, era vineri seara, ora 6, eram împreună cu soția mea, era lângă patul meu și i-am spus, draga mea, simt că nu mai pot să rezist durerilor. Măcar că mi se făcea calmante, cele mai puternice ca să rezist asupra durerilor. Nu făceau față. Am spus, ne rămâne rugăciunea. Haideți să ne rugăm. Ne-am pus amândoi. Eu eram, bineînțeles, o legumă, nu puteam să mișc, nu puteam să fac nimica. Soția era lângă patul meu. Am început să ne rugăm. La un moment dat, din partea dreaptă, am văzut așa o lumină care s-a așezat peste mine. Și o pace, și o liniște.
numai Dumnezeu o poate da. Ca și eu m-am întrebat să fie oare ceva din cauza durerilor. M-am uitat la mine și mi-am dat seama că era prezența Domnului care se așezase peste mine. Ca mai apoi, la câteva secunde, la clic, la clipeala ochiului, Dumnezeu mi-a luat durerea de la picioare. Nu-mi venea să cred. Mă uitam la mine, încercam să mișc picioare, nu le puteam mișca, dar durerea nu mai era acolo. Extraordinar. A venit asistent. A fost minune 100%. Da, minune, palpabilă. Asistent a venit la câteva minute și să-mi facă calmantul și am spus, nu mai este nevoie. Cum se poate? Am zis, Dumnezeu s-a atins de mine. Extraordinar. Din clipa aceea, vreau să vă spun că nu am mai avut dureri la picioare. Oamenii mă întrebau în continuu, cum ești cu durerile? Mai ai dureri? Mai te doare? Am zis, nu. Pentru că atunci când se atinge Dumnezeu, Dumnezeu vindecă pe deplin. Foarte frumos. Cum trecea soția ta prin experiența asta? Cum a primit ea vestea? Șocul a fost foarte mare pentru ea. Să fii căsătorită de 5 luni, să aștepți ca soțul tău să se întoarcă din lucrarea lui Dumnezeu, să-l aștepți acasă și de fapt să te trezești cu un telefon care îți spune vino de urgență la spital. Când m-a văzut în prima fază, s-a întristat, bineînțeles, foarte mult, dar mai apoi am înțeles că e lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție extraordinară care îl iubește pe Dumnezeu și înțelege că prin tot ceea ce trecem este îngăduit de Dumnezeu. Eu cred că în momentele acelea era foarte important ca amândoi să vă aliniați în credința asta. Dacă unul era disperat, celălalt, după ce că trebuia să îndure toată povara și tot necazul, era greu să-l tragă și pe celălalt în sus. Dar Dumnezeu v-a aliniat pe amândoi să aveți aceeași perspectivă în situația asta. S-a atins de tine în mod miraculos, ți-a luat durerea, însă procesul de vindecare a durat mai mult, așa este? Da. În timp în care eram în spital, vorbesc acum de omul care m-a accidentat. Eram atât de întărit de Dumnezeu încât și eu mă miram de mine. La un moment dat am rostit câteva cuvinte care pe oamenii i-au șocat. Spuneam în felul următor. Dacă omul acesta se pocăiește, îl iert pentru ceea ce a făcut. Și tot ceea ce a făcut rău în toată conjunctura aceasta, vreau să șterg. Și chiar pe plan material, dacă trebuie să dea ceva, vreau să șterg și să fie zero. Pentru că Dumnezeul meu m-a învățat că trebuie să iertăm celor care ne greșesc. Cei care au fost lângă mine și au auzit cuvintele acestea, au spus despre mine că ne pare rău, dar cred că a nebunit. După un asemenea rău, tu să spui aceste cuvinte, nu se poate decât să fii nebun pentru Hristos. Ce te făcea să vorbești așa? N-ai fost supărat pe el, mânios? Nu. Atunci când înțelegi că ești în planul lui Dumnezeu, oricât de mare rău ți-ar putea face un om, tu știi că ești în planul lui Dumnezeu. Adică ai gândit că Dumnezeu a orchestrat toată situația asta, da, cu un scop bun. Da, 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 da. Mi-aduc aminte de Ștefan, atunci când era împroșcat cu pietre, el nu a spus cuvinte înjositoare față de cei care îi aruncau prieteni. Și a spus, Doamne, iartă-le păcatul acesta. Nu mă compar niciodată cu un om al lui Dumnezeu mare, dar mi-am spus, în această orchestrație pe care o face Dumnezeu, s-ar putea să fiu și o piesă mică. Și i-am mulțumit întotdeauna lui Dumnezeu. Și am spus, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în planul acesta m-a făcut și pe mine. M-a făcut ca și eu să pot să am un rol, poate mic, dar totuși, prin rolul acesta, prin trăirea mea, să se vadă măreția lui Dumnezeu. În toate am spus, Doamne, prin orice mă treci, îmi place să se vadă măreția ta. Spune-mi, acest om a auzit despre propunerea ta de iertare și de împăcare? Din păcate, omul acesta a continuat să meargă în starea lui de ebrietate. Chiar la un moment dat m-a vizitat la spital și era tot sub influența alcoolului. Eram atât de măcinat încât am spus, Doamne, poate că nu acum,
Dar pe viitor, la un moment dat, omul acesta va înțelege că și tu ești suveran și tu ești domn. Și vreau să vă spun că mă rog în continuare și m-aș bucura foarte mult. El încă e în aceeași stare? Eu m-am mai întâlnit la jumătate de an după accident și era în aceeași stare, cu durere. M-aș bucura ca să... Poate urmărește emisiunea noastră, poate urmărește emisiunea noastră, da. M-aș bucura să-i vorbească și cel mai frumos lucru este să-L primească pe Dumnezeu. Dumnezeu care iartă, uită și dă o speranță. Cum s-a încheiat acest episod pentru tine? Ai toate 10 degetele, văd că le miști, da. Cânti în continuare? Da, da. Soția mea la un moment dat a primit un telefon din partea unui om al lui Dumnezeu care a avut un mesaj pentru ea și a spus în felul următor: Dumnezeu mi-a vorbit să-ți transmit acest mesaj, căci Dumnezeu ți-l va da înapoi la fel cum a fost la început. Era destul de greu de crezut. Dar la jumătate de an, un an, puteam să joc fotbal, puteam să cânt din nou cu instrumentul. Dumnezeu a făcut exact așa cum a promis. Ce șansă! Da. Nu doar ți-a salvat viața, ceea ce era cel mai important lucru până la urmă într-un astfel de accident, dar te-a redat întreg cu toate facultățile tale, cu toate darurile pe care le aveai înapoi. Iată un lucru foarte important și foarte miraculos. Da. Ce te-a învățat lucrul acesta despre Dumnezeu? Pentru mine, experiența aceasta din nou mi-a arătat Dumnezeu că e suveran, e puternic și deceurile noastre nu și-au sensul. Dumnezeu are un plan bine stabilit pentru noi, noi doar trebuie să acceptăm ceea ce vrea El, prin ceea ce vrea El să ne treacă. De fapt, noi suntem un instrument în mâna lui Dumnezeu. Noi suntem lutul și El e olarul. A pune întrebări olarului ce să facă din tine e poate nebunesc. Noi trebuie doar să acceptăm planul lui Dumnezeu. Dacă trebuie să trecem prin valea umbrei morții, cel mai frumos lucru este să nu ai teamă. Știți de ce? Pentru că ai siguranța aceea că cu Dumnezeu nu ți se poate întâmpla nimic rău. Dumnezeu niciodată nu lasă lucrurile în așa fel încât să te ducă în anumite stări de teamă, de necredință, de tulburare, ci întotdeauna, prin orice treci, cu Dumnezeu este atât de frumos. Chiar și în valea umbrei morții. Cum știi ce mă gândesc? Mulți dintre oameni, când trec prin situații atât de dramatice, întreabă de ce și au sentimentul că dacă ar ști răspunsul de ce li se întâmplă lucrurile acestea, boala, cancerul, accidentul, ar putea să treacă mai ușor. Tu nu ai întrebat de ce și ai trecut mai ușor, datorită păcii și încrederii tale în Dumnezeu. De unde îți vin resursele acestea? Țin de tăria caracterului tău, de stilul tău de a gândi, de felul tău de personalitate? Nu. Pentru mine, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna m-a întărit. Nu sunt un om puternic, ca și caracter. Dar ce vreau să vă spun este faptul că Dumnezeu te întărește. Și în cuvântul lui Dumnezeu, citind și descoperind oamenii al lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu nu-i lasă. Când nu îl ai pe Dumnezeu în inimă, când nu trăiești cu Dumnezeu, intervine neliniștea, intervine supărarea, intervin lucrurile de genul acesta, mânia împotriva lui Dumnezeu. Dar când ești cu Dumnezeu, chiar dacă trebuie să treci prin anumite situații limită, în care nu le înțelegi, dar pacea lui Dumnezeu te copleșește în așa măsură încât nu mai pui întrebări, nu mai te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, ci din potrivă îi mulțumești lui Dumnezeu prin ceea ce treci. Asta face cuvântul lui Dumnezeu, asta face o relație apropiată cu Dumnezeu, asta face rugăciunea, de fapt, apropierea lui Dumnezeu. În fiecare zi să fii pregătit și să trăiești ca și cum s-ar putea ca mâine să pleci. Tu trebuie să te gândești că în fiecare zi Dumnezeu poate să zică: hai acasă. Te chem acasă.
cum pleci? Care e starea ta? 24 de ani, ai fost un băiat, un copil și apoi un tânăr cu minte, integrat în biserică, cunoscându-L pe Dumnezeu, vorbind despre El, cântând despre El, dar experiența aceasta ți l-a adus mai aproape într-o dimensiune și o perspectivă pe care nu ai fi avut-o niciodată dacă nu treceai printr-o situație de genul acesta. Ce ți-a adus nou în relația ta cu Dumnezeu? Atingerea pe care o face Dumnezeu în mod miraculos te poate face mai puternic atașat de Dumnezeu. Vă spuneam că am trăit 24 de ani în care eram în biserică. Eram un tânăr care auzeam cuvântul lui Dumnezeu. Mă rugam, credeam, dar totuși să-L vezi pe Dumnezeu că vine în modul acesta miraculos, în care îți oferă pacea Lui, îți oferă liniștea Lui și mai apoi, atunci când îl chem, El e acolo lângă tine. M-a făcut să mă apropii mai mult în credință. Credința mea a fost întărită mult mai puternic. Și am spus, Dumnezeul meu nu doar că este în ceruri, ci Dumnezeul meu e lângă mine. Dumnezeul meu este palpabil. Atunci când îl chem, Dumnezeul meu este lângă mine. M-a întărit atât de puternic încât am mai avut și alte experiențe în care am trecut prin momente limită, dar am rămas în continuare cu pacea aceea și liniștea aceea că Dumnezeu este lângă mine. Ai mai împărtășit experiența aceasta și îmi spuneai la un moment dat că în urma unei prezentări ca aceasta s-a întâmplat ceva deosebit. Spune-ne ce. Doctorul care m-a operat, la un moment dat m-a chemat și mi-a spus, din 200 de cazuri, tu ești cel mai bine. Și aș vrea să pun acest caz al tău în fața altor medici. M-am bucurat și acolo, din nou, Dumnezeu m-a dus ca să spun altora că Dumnezeul nostru este puternic. Medicii fac anumite lucruri, dar Dumnezeu este suveran și Dumnezeu vindecă. Ca mai apoi să răspund la întrebarea ta, cu câțiva ani în urmă Dumnezeu ne-a trecut printr-o altă experiență, experiență destul de grea, în care casa unde locuiam a luat foc, acoperișul a luat foc și ne-am trezit într-o dimineață pe la ora 5, într-o vâlvătaie, într-un zgomot puternic. În câteva secunde m-am ridicat și mi-am dat seama că casa arde. Era tot acoperișul în flăcări. Ce s-a întâmplat? Cred că a fost localizat focul undeva la coșul de fum. Acolo s-a întâmplat ceva. Când am văzut toată situația aceasta, mi-am dat seama din nou că Dumnezeu poate să-ți ia viața în câteva secunde. Tot ce ai agonisit tu, casa, familia, copiii, tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu, poate să-ți ia în câteva secunde. Dumnezeu, prin experiența aceasta, mi-a arătat din nou măreția Lui și slava Lui. Casa se reface. Dar cel mai frumos lucru este că Dumnezeu ne-a salvat pe noi. Ne-a salvat soția, copiii, ne-am trezit la timp și am putut să ieșim din casă. Ars toată casa? Să zic în proporție de 50%, da. Incredibil. Da. Dar în experiența aceasta, din nou, Dumnezeu a vrut să ne arate cât de vulnerabili suntem noi. Cât de mult ai strânge, cât de mult ai putea să faci ca și om, Dumnezeu, dacă vrea, poate să-ți ia în câteva secunde. Dacă ești, dacă deții, ești de fapt nimic. Un abur care se arată puțin și trece. Așa e viața noastră. Ecclesiastul spunea despre viața noastră că e ca un abur. Un lat de mână, un abur care se arată puțin și trece. Cel mai frumos și cel mai important lucru este să învățăm dacă trebuie să plecăm. Cum plecăm? Cui slujim?
La cine plecăm? Importantă întrebare. Și dacă doar cu întrebarea aceasta rămân ascultătorii și telespectatorii noștri în urma discuției noastre, cred că e întrebarea esențială. Viața oricăruia dintre noi ar putea trece într-o secundă, iar faptul că suntem aici e încă răgazul pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia dintre noi să ne pocăim, să ne întoarcem spre El, să ne recunoaștem faptele rele, să ne lăsăm de ele și să-L recunoaștem ca stăpân în viața noastră. Dani, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai împărtășit cu noi aceste lucruri. Drag. Și mă rog ca experiența ta să fie o binecuvântare nu doar pentru tine, ci și pentru cei care au avut șansa să o urmărească. Să aibă și ei pacea pe care o ai tu, bucuria și încrederea și speranța pe care o ai tu, indiferent de situațiile cu care te confrunți. Dragii noștri, ne despărțim aici. Sper că plecați la fel de edificați din fața ecranelor cum sunt eu în urma discuției acesteia și că aveți în inima voastră pacea pe care doar Hristos o dă. Faptul că oricând ne putem întâlni cu El, dar această întâlnire înseamnă bucurie, înseamnă împăcare, înseamnă o fericire fără margini. Mă rog ca lucrurile acestea să se întâmple în viețile fiecăruia dintre voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune.